găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simon, suntem în studioul Capital TV, televiziunea pe bună, evident, pentru dumneavoastră. Astăzi avem o emisiune interesantă, mie emisiunile cu invitatul de azi chiar îmi plac. E vorba de domnul Lucian Heiuș, deputat PNL de Hunedoara. Bună ziua, domnule Heiuș, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și de la dumneavoastră m-ați surprins că n-am fost niciodată obișnuit ca să-mi adresați laude. Cred că acum că se încheie primul mandat de parlamentar a făcut acest lucru, dar vă mulțumesc frumos pentru aprecieri. Îmi plac emisiunile cu noastră pentru că sunt vii și pentru că nu fugiți de răspunsuri, de asemenea nici nu sunteți deranjat de întrebările pe care vi le pun, cum se deranjează sau șifonează alții ulterior după alte emisiuni. Și este normal să fie așa și unul din lucrurile pe care mi le-am impus la începutul acestui prim mandat, sper eu, de parlamentar, atunci când practic am acceptat să intru în politică la un nivel înalt, a fost să nu mă schimb. Am văzut prea mulți oameni care, când au ajuns în poziții de putere, poziții de forță, s-au schimbat radical. Și cred că asta este cea mai mare greșeală a unui om politic, cel mai mare păcat al politicii românești, că atunci când ajungi în vârful muntelui, când deții de fapt un anumit nivel de putere și de decizie, să te transformi. Să nu mai fii acel om care erai până atunci. Și mai mult de atât, uiți să fii om și să înțelegi că ești acolo pentru oamenii care te-au trimis și care te-au sprijinit să ajungi pe acea funcție. Da, e în regulă. Adică mi se pare, nu știu, ridicolă, penibilă o emisiune de televiziune cu un invitat în care, nu știu, moderatorul să-l ia cu, era să aveți o scamă sau stai să te periezi un pic, să-ți mai lustruiesc fruntea sau ce mai fi de lustruit. Da. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și nici mie nu-mi plac ca cele emisiuni, să zicem, prestabilite, iar de câte ori am fost la emisiunile dumneavoastră, că s-a numit Fotoliu cu Ghim, că mai nou la Capital TV, niciodată n-am discutat nici măcar un subiect sau nici măcar o temă a emisiunii și ni s-a părut normal amândouă să fie așa, pentru că dumneavoastră reprezentați cumva societatea, sunteți probabil mult mai aproape sau oamenii vorbesc mult mai deschis cu dumneavoastră ca ziarist și prin intermediul dumneavoastră puteți să-mi puneți întrebările mie ca politician decât îmi spun mie, care mă întâlnesc la rândul meu în fiecare zi cu sute poate de oameni, mai puțin în această perioadă de pandemie, dar care simți de multe ori că au o anumită reținere, că vorbesc cu un deputat, că vorbesc cu cineva care îl văd așa un pic pentru o anumită funcție mai înaltă decât lor. E și oricât i-ai ruga să fie cât mai sincer cu tine să spună adevărul, este firea umană, cred că să aibă un pic cu ezitare. Dar sunt convins că în discuțiile care le aveți dumneavoastră, ele sunt chiar de la suflet la suflet și sunteți un bun intermediar între noi, clasa politică și dorințele oamenilor. Acum mă simt că parcă mă las dumneavoastră cu era să aveți o scamă, dar știu că sunteți sincer. Nu, un lucru adevărat, deci nu... Bun, este... Suntem cu o zi înaintea începerii campaniei electorale. Este ultima noastră apariție pe sticlă în calitate de deputat. Dumneavoastră mai aveți o lună de mandat. Numai că în perioada următoare veți apărea ca și candidat. Dumneavoastră vă aflați pe listele Partidului Național Liberal pe poziția 2, parcă, pentru Camera Deputaților. Despre asta vorbim din 6 încolo. Așa cum am titrat pe ecran raport de parlamentar, aș vrea să știu pentru ce a încasat salariul de parlamentar Lucian Heiuș în ultimii 4 ani, cum motivați dumneavoastră și ce ați făcut pentru oameni? Eu sper că cei care m-au votat în urmă cu 4 ani, cei care sper să mă voteze peste o lună de zile, când într-adevăr de mâine începe campania, să știe mai bine decât mine și să fie mai mulțumiți pentru ceea ce am făcut pentru ei, decât o să pot eu să încerc într-o emisiune astăzi sau într-o lună de campanie, începând de mâine, să le explic, să le spun tot ce am realizat în acești 4 ani de mandat. Bun. Putem să începem cu un tip de raport așa clasic, care știți că mie nu-mi plac, câte legi am inițiat, sunt peste 90 și ceva de legi, 20 și ceva din ele au fost de fapt votate, promulgate de către președinte și produc
produc efecte, atâtea lor de cuvânt, atâtea moțiuni, atâtea. Mie mi se par cumva niște cifre seci care nu au, de fapt, nicio relevanță. Important este dacă ceea ce ai făcut tu, să fii tu mulțumit cu tine însuși, în primul și în primul rând. Dacă, după 4 ani în cazul meu, am curajul și am satisfacția mea personală de data aceasta, că mă pot uita în ochii fiecărui hunedorian și să-i spun că nu l-am făcut de rușine și că m-am luptat în fiecare zi și chiar am reușit multe lucruri pentru județul Hunedoara din postura de deputat, chiar dacă 3 ani de zile ai făcut parte dintr-un partid care a fost în opoziție. Și când ești în opoziție, este foarte greu să reușești să-ți promovezi o lege care de multe ori are niște principii care se află în antiteză cu partidul care este la guvernare și care, are majoritatea în Parlament la acel moment. Dacă ar fi să mă întrebați care este cea mai importantă act normativ pe care l-am promovat și care să și producă efecte pentru hunedoreni, eu cred că sunt sigur și îl spun, este acel amendament pe baza căruia aproape 80% din locuitori din județul Hunedoara pot să iasă la pensie cu 2 ani mai repede. Acum, aici nu pot să nu intervin. Nu ați să ziceți că aveți o treabă cu amendamentul ăsta, domnul senator Răzmeriță spune că e a lui. Nu, sunt două lucruri distincte. Eu niciodată nu am spus că pentru localitățile din Valea Jiului am făcut eu. Pentru localitățile din Valea Jiului a făcut domnul senator Răzmeriță. Pentru restul localității, și ce vorbesc de, să le luăm așa în ordine, Hațe, spun localitățile mari și tot ce înseamnă 88 km în jurul lor, intră în această lege. Hațe, Călan, Hunedoara, Simeria, Orăștie, Deva, Brad sunt făcute de mine și de către doamna senator Carmen Hărău. Pentru Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petrila, Petroșan a făcut domnul Răzmeriță. Deci știți că eu sunt un om corect și nu, niciodată nu mi-asum nici munca altuia și nici nu mint, nici nu spun, pentru că m-aș descalifica eu dacă aș spune altfel lucrurile. Întotdeauna când eu am spus despre acest act normativ, m-am referit strict la localitățile din partea aceasta a județului, pentru că cele din Valea Jiului le făcuse domnul senator Răzmeriță. Am înțeles. Asta este, nici măcar nu este o mare așa, un lucru, păi o mare nu, conspirație. Ca să înțelegem despre ce este vorba, că toată lumea reține doar chestia asta, cu să ieșim cu 2 ani mai repede la pensie, sigur, fără să fim penalizați. Și toți cei din aude și pe unul și pe celălalt și... Nu, lucrurile sunt simple, puteți să-l întrebați dacă este adevărat ceea ce spun eu și vă garantez că așa este. Dânsul a inițiat pentru localitățile din Valea Jiului, eu cu doamna senator Camera Rău am venit în completare cu restul județului, pentru că combinatele, de exemplu, siderurgice din zona Hunedoara, Călan, au poluat foarte mult, termocentrala de la Mintia a poluat și ea, în Orăștie a existat uzina mecanică în care aveau turnătorii de oțelărif, turnătorii de fontă, poluau, erau un grad mare de poluare, în zona Bradului la fel a existat acele exploatări de minereul neferoase, a existat o poluare care ne-am numit o poluare remanentă, așa și prevede legea, și au fost multe categorii de oameni care nu au lucrat direct în aceste societăți poluatoare și care și lucrând acolo au beneficiat de grupa 1 sau 2 de muncă și bineînțeles că li s-a redus vârsta de pensionare prin efectul legii, dar au fost și oameni, nu știu, dau exemple. Un vânzător sau vânzătoare, frizer, coafeze, profesori, medici, multe alte meserii care nu beneficiau de grupa 1 și 2 de muncă, dar care au locuit în Hunedoara și nu trebuie să uităm, chiar dacă noi eram foarte tineri la momentul respectiv, cât de cenușiu era municipiul Hunedoara, nu puteai să spui rufele la uscat pe balcon pentru că se umplau de praf, deci oamenii ăștia, într-adevăr, au trăit într-un mediu foarte poluat și atunci merită să iasă cu 2 ani mai repede la pensie și mă bucur că s-a putut rezolva acest lucru. Aș putea să vă mai spun 10 de legi care au fost făcute în domeniul meu de activitate, în domeniul fiscal, bugetar, în domeniul economic, să o numim în cadrul general, sunt legi care produc efecte și eu cred că benefice, dar care sunt cumva... nu foarte spectaculoase.
Pentru că în momentul în care începi să vorbești despre impozite, despre taxe, despre proceduri fiscale, despre atragerea răspunderii, despre confiscare extinsă, deja pierdem pe telespectatori. Ele sunt bune, da, sunt mândru de ele. Asta cu confiscarea extinsă, eu n-am înțeles-o foarte tare. Deși, mă rog, textul de lege spune anumite lucruri. Această lege a confiscării extinse se referă strict la persoana care exercită funcții sau la tot românul? La toată lumea care este condamnat penal și care trebuie, ca urmare a infracțiunii pe care a comis-o, să plătească o anumită sumă către stat. Adică aici intră inclusiv, să zicem, evaziunea fiscală sau toate lucrurile astea. Bineînțeles. Poate că ar trebui, după ce trece această campanie, și eu cred că va fi cu folos și voi avea încă un mandat, o să putem să avem discuții, o emisiune strict pe acest domeniu, care este un domeniu foarte interesant. O să încerc să le explic la momentul respectiv cât mai pe înțelesul oamenilor, pentru că este foarte important următorul lucru. Toată lumea spune, de la politicieni până la omul de rând, dom'le, cineva a furat. Cineva a furat de la stat. Este condamnat, de el rămâne cu bani. De ce nu recuperăm bani? Știți că este acea întrebare. Dom'le, da, recuperăm prejudiciul care l-a produs. Da sau nu? Într-o mică parte se mai recuperează, altă parte nu se recuperează, dar o frază și încheie acest subiect și vă promit că o să facem o emisiune specială pentru așa ceva. Fiindcă o cercetare penală durează mulți ani, un proces durează și mai mulți ani, mulți din acești infractori care devin dovediți și care sunt condamnați au timp suficient încât, sub o formă sau alta, să-și înstrăineze bunurile. Și în momentul în care sunt condamnați definitiv, li se stabilește suma certă care trebuie să fie recuperată de la ei, constați că nu mai au nimic pentru că au avut timp în cei 8, 9 ani, 10 ani cât a durat întreaga procedură judiciară, să divorțeze, să facă partaje, să mute practic pe numele soției, copiilor, toate bunurile, să le vândă la rude, la interpuși. Și atunci asta înseamnă această confiscare extinsă, să încerci să aduci acolo unde într-adevăr se poate și se dovedește că e făcută cu rea credință această scoatere a bunurilor și activelor de sub urmărire a recuperării. Eu zic că și asta este destul de discutabilă și aducerea înapoi a bunurilor va fi destul de dificil de făcut pentru că reaua credință este greu de dovedit. Nimic nu este ușor, dar ai un cadru legal prin care poți să acționezi. Până acum nu aveai nicio variantă. Bun, tare mie, acum știți, pot să fiu și eu circumspect ca tot românul, că legea asta se va duce cumva spre cei mai micuți și cei mari vor rămâne tot, așa zice românul, vor rămâne tot cu bani în buzunar. Bun, haideți să vă spun, în urmă cu, cred că vreo 5 ani de zile, eram director general la Timișoara, la Direcția Finanțelor Publice Regională, a apărut un act normativ și am înființat un serviciu regional care avea sferă de activitate pe Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș, tocmai pentru recuperarea acestor gen de prejudicii. Se numea Serviciul de Executări Silite Speciale. Adică executai doar sumele rezultate din urma dosarelor de natură penală și stabilite. Deci știu foarte bine. Eu am angajat oamenii, i-am instruit, i-am pus și astăzi ei lucrează. Că între timp au fost preluați de către o direcție de executări speciale la nivel național, dar sunt tot acolo și în același birou și pe același mese și cu același calculator cu care i-am lăsat eu lucrează și în ziua de astăzi. Și știu foarte bine procedura. Nu se începe cu cei mai mici. Întotdeauna când ai 1000 de dosare în lucru, începi cu cele mai mari, cu sumele mari. Este și firesc și logic să fie așa. Niciodată nu încep cu cel care are la care ai de recuperat un leu, încep cu ăla la care ai de recuperat 100 de milioane. Păi bun, dar de exemplu, uite, nu știu de ce îmi vine Dragnea în minte acum. S-a recuperat ceva de la Dragnea în afară de celebra insulă sau ce era acolo de la... Da, da, deci prejudiciul care a fost stabilit ca urmare a celor angajați, dacă rețineți bine, a fost plătit în integralitate de către fosta soția domnului Dragnea.
Pentru că și ea era parte în dosar și a și primit condamnare parcă cu suspendare și a achitat prejudiciul. Bun, nu era foarte mare. Legea asta are vreo legătură și cu averea dobândită, cu justificarea averii și cu toată lumea? Nu are nicio legătură. Deci noi nu avem, dar noi avem vreo lege în țara asta. Există, sigur. Prin care trebuie verificată averea cuiva și așa mai departe? Cum să nu? Avem de peste 8 ani de zile cadru legal, procedură, oameni pregătiți care fac acest lucru. Păi și câți mastodonți din ăștia, magnați din ăștia au fost verificați la averi până acum? Mulți, mulți. Nu vă pot spune cifre, că nu le mai știu. Sunt de 4 ani, am ieșit din sistemul fiscal, dar ei funcționează și la nivelul regiunii noastre. La Timișoara există un serviciu cu vreo 12 oameni care fac acest gen de averi. Este aici o problemă și cred că conducerea ANAF-ului și conducerea Ministerului de Finanțe greșește, pentru că nu vor să fac să dea publicității rezultatele care le obțin acești oameni. Sub acest pretext, cumva că e persoană... Ce persoană? Că e o persoană și să nu fie dat publicității sumele pe care le sunt stabilite la cei care sunt controlați. Eu sunt de părere că ar trebui să fie date publicității și chiar mediatizate puternic, pentru ca lumea să înțeleagă că există un asemenea mecanism și că dacă încerci să obții venituri ilegale, mai devreme sau mai târziu vei fi descoperit. E interesantă discuția, mie îmi place discuția de genul acesta. Mai am o întrebare. Domnul Heiuș, aveți cunoștință, că tot vorbeam de averile astea dobândite și nu știu ce, de vreun control, de exemplu, al ANAF-ului, că sunteți în domeniu? Am fost. Aveți postul reținut în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Deci noastră este foarte clar. Plus că sunteți finanțist. Aveți cunoștință de vreun control din ăsta care s-a dus, de exemplu, peste proprietarii de case cu turnulețe, beneficiari de ajutoare sociale și așa mai departe? Stau acum și mă gândesc, cred că sunt deja... Câți bani sunt acolo, domnule? Deja, cred că sunt deja prescrise și vi le pot spune. Deci sunt prescrise? În sensul că pot să spun deja, am ieșit din secretul fiscal. Da. Chiar eu am făcut controle la cei din Hunedoara, la ieșirea, la cei cu turnulețele, din ieșirea din municipiul Hunedoara spre Hațe. În urmă cu vreo, sper să nu greșesc, undeva în jur de vreo 8 ani de zile. Așa, și? Și s-au stabilit sume mari de bani, s-au pus sechestre, o bună parte din ele s-au și plătit dintre sume. Da, serios? S-au făcut. Da. Păi de unde au oamenii bani? Au. Toată viața nu poți să spui, tot lucrând într-un asemenea sistem, tot ce ai făcut sau să dai amănunte despre dosare și eu, da. Primele dosare pe controlul averilor care s-au făcut în județul Hunedoara s-au făcut sub coordonarea mea și exact la acel gen de contribuabil. Și s-au recuperat sume? Da, miliarde de lei vechi. Și ce să zic, o să continuăm discuția asta. Cei care ne urmăresc trebuie să înțeleagă că există niște reguli pe care o să fie obligat să le respect toată viața. Bun, dar asta acolo, în zona aia și în alte zone, că e plin de ele. Sunt convins că colegii mei care au continuat activitatea în acest domeniu, eu intrând în această mare nebuloasă care se numește politică, și-au făcut în continuare treaba. Și repet, dacă aș avea vreodată puterea de decizie la nivelul Ministerului de Finanțe, eu aș merge pe o mediatizare serioasă a unor asemenea cazuri, pentru că întotdeauna am crezut și cred în continuare că prevenția este cea mai bună. Și atunci, cei care se gândesc că pot să eludeze legile statului, pot să fure, pot să nu-și plătească impozitele și taxele, făcând tot felul de jonglerii, să știe că o să fie verificați, că o să le fie verificată inclusiv averea personală și se va merge spre plata tuturor impozitelor. Și atunci e mai bine să spui că se întâmplă acest lucru, să dai exemplele, ca să previi, ca să le fie teamă. În partea asta fiscală, de multe ori suntem foarte ipocriți. Adică? Vorbim despre parteneriate, vorbim despre tot felul lucruri. Fiscul, oriunde în lume, trebuie să fie într-un singur fel, respectat. De acord. Nu trebuie să fii nici prietenul contribuabil, nu trebuie să fii nici adversarul lui.
nu trebuie să nici să-l mângâi pe câmp, nu trebuie să te duci nici să-l presezi atunci când nu este cazul. Dar în momentul în care reprezentantul fiscului ajunge undeva, acel contract trebuie să știe, domnule, a venit un om profesionist care își face treaba și care va găsi dacă eu voi face o ilegalitate și știu sigur că mă va prinde și voi suporta consecințele. Bun, am... Și asta eu îmi doresc și mi-aș dori de la ANAF să ajung o instituție respectată. Păi, da. Vedeți, dumneavoastră, las la un moment dat la un pas de a ajunge ministrul finanțelor. Da, cred că ăsta a fost cumva punctul culminant al acestui prim mandat al meu de parlamentar. Nu, nu-l mai înjura lumea pe Cățu, vă înjura pe dumneavoastră. Sau nu. Sau nu? Asta dar, e interesantă afirmația cu sau nu. Da, sau nu. Dar vă pot spune un lucru cert, dați să o luăm pe rând. Într-adevăr, ăsta cred că a fost la acest prim mandat, că tot facem o analiză de altă formă al patru ani de activitate parlamentară. Păi nu o să ne apucăm să spunem că am luat cuvântul în Parlament de nu știu câte ori. Câte, în momentul când Partidul Național Liberal m-a nominalizat pentru postul de ministru de finanțe. Pentru orice om în politică, cumva asta este recunoașterea supremă a calităților tale pe un anumit domeniu, în momentul când ești propus de către partidul pe care îl reprezint să ocupi o funcție de ministru undeva. N-a fost să fie, a venit și pandemia, s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat, sperăm ca viața să meargă înainte. Eu am mai învățat un lucru în acești patru. Bun, eu n-am înțeles nici acum, eu mi-asum ceea ce spun, n-am înțeles nici acum de ce a fost preferat Cățu în locul dumneavoastră. Nu sunt eu cel îndreptățit ca vă pun să într-o postură neplăcută pentru că e colegul nostru de partid. Da. Nu, și mi-este prieten, nu, asta este problema. Deciziile politice nu se iau nici pe prietenii, nici pe altceva. Păi da, sunt da, niște decizii. Trebuia să fie o decizie, nu sunt neapărat decizii... politică, trebuia să fie o decizie de, eu vă văd, fără să vă periez, că nu-mi stă în caracter, vă văd mai competent decât Cățu. Dar mă rog, asta domnul, e partea... Domnul, eu am spus că e părerea mea. Are foarte, foarte multe calități și a trecut România printr-o perioadă foarte dificilă. Credeți-mă că nu cred că a fost invidiat de nimeni în acest an de zile să fii ministru de finanțe. Nu ești de invidiat. Cinstit și corect. E un an foarte, foarte greu. Am înțeles. Lucian Heiuș, deputat PNL de Hunedoara, este invitat la fotoliul cu ghimpi. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu noi!